Hei, salut prieteni! Astăzi va fi un video un pic mai special, nu va fi un vlog normal. După cum puteți vedea, sunt pe afară cu niște treburi în noul Peugeot 208 GTI, pe care îl mai am doar câteva zile, cu care m-am distrat maxim zilele astea, dar nu asta este subiectul videoului. După cum ați văzut în titlu, vreau să fac un friends meeting. Știți foarte bine că eu vă spun în fiecare zi: hei, salut prieteni! Știți foarte bine că vă consider o gașcă mare de prieteni, gașcă care se mărește pe zi ce trece, ceea ce este foarte, foarte bine. Bun. Friends meeting. Este un fel de fan meeting, dar cu prieteni. E un fel de ieșire în parc cu niște prieteni. Nu știu dacă se mai practică chestiile astea, nu știu cum mai este lumea în parc. Eu cel puțin nu o mai fac, dar duminică pe 23 iulie la ora 16 noi vom ieși în parc. Eu, Ana, poate și Horia, și cu voi, bineînțeles, și vă aștept în număr cât mai mare posibil, pentru că foarte mulți m-ați întrebat când putem să ne vedem în București, foarte mulți m-ați văzut prin trafic, foarte mulți mi-ați cerut să vin lângă mașină în momentul în care mi-ați văzut mașina prin oraș și vreau acum să aveți ocazia să ne întâlnim, să vorbim, să discutăm. A doua parte a titlului se referă la un invitat special. Nu mai știu exact cum îl cheamă pe băiatul ăsta, e băiatul ăla care merge în papuci prin aeroporturi, în maieu cu rucsacul în spate, căști mereu în urechi, știți bancola cu căștile? Vede un tip, un grup așa de blonde care aveau toate căștile în urechi și vrea să le întrebe ceva și la un moment dat alea n-aud și îi scoate la una dintre ele căștile din urechi și aia pică jos și moare. Și face treaba asta la mai multe blonde până le omoară pe toate. Curios de ce se întâmplă treaba asta, ia niște căști pe jos și în căști se aude: inspiră, expiră, inspiră, expiră. Nu știu dacă și aici este cazul, dar am zis că este relativ bun bancul în situația asta. În fine, nu-mi vine numele, e băiatul ăla care mai mult ca sigur la viața lui a combinat o fată și apoi mai târziu și-a dat seama că nu-i fată. Cătălin, mă, așa îl cheamă. Cătălin de la Backpack Your Life va fi invitatul special. Vom face acest friends meeting împreună. Noi suntem prieteni de ceva vreme, dar din cauza faptului că el stă de, cred că aproape un an în Asia și înainte de asta a fost plecat peste tot prin lumea asta, n-am avut ocazia până acum să ne întâlnim fizic. Acum va veni în București săptămâna asta și vom avea ocazia să ne și întâlnim față în față, să vorbim, să discutăm mai mult decât am discutat deja pe net. Dacă vreunul dintre voi nu știe, aveți canalul lui în descriere, a făcut și el un asemenea video de informare al prietenilor lui. Eu vin cu prietenii mei, el vine cu prietenii lui, voi veniți cu prietenii voștri și ne întâlnim acolo și discutăm, vorbim. Suntem dispuși să facem poze, să facem Insta story-uri, să facem poze pentru Facebook, pentru Instagram, pentru Snapchat. O să facem la un moment dat și un Q&A live, dacă vreți să ne întrebați ceva personal, profesional. Atât eu cât și Cătălin ne-am documentat foarte mult și avem o experiență destul de mare, zic eu, în treaba asta cu YouTube-ul și cu crearea de conținut. Dacă vreunul dintre voi face treaba asta, suntem dispuși să răspundem la tot felul de întrebări și să ne distrăm. Stăm la o vorbă, stăm la un suc. Duminică, pe 23 iulie, la ora 16, în Parcul Herăstrău, intrarea dinspre Arcul de Triumf. Toate detaliile o să vi le pun și în descriere, să le aveți text, să le citiți încă o dată. Dacă de la mine n-ați înțeles, puteți să intrați și pe canalul lui Cătălin. A făcut și el un video informativ despre treaba asta, în care explică și el exact treaba asta. Dacă nu știți să ajungeți sau nu sunteți din București, puteți să-mi dați mesaj mie sau lui Cătălin și o să vă explicăm exact cum să ajungeți. Dar mai mult ca sigur, dacă e să căutați pe Google Maps Arcul de Triumf, ajungeți cu siguranță acolo, iar intrarea în Parcul Herăstrău este una singură. Bun, abia aștept această întâlnire, abia aștept să-l cunosc și eu pe Cătălin și sper să fim cât mai mulți. Dacă vreți să afle și prietenii voștri, puteți să dați share la acest video, puteți să dați share la video-ul lui Cătălin pentru a putea să ne strângem cât mai mulți. Ideea e să afle lumea care ar fi interesată de așa ceva. Dacă credeți că printre prietenii voștri sunt interesați de acest friends meeting, dați share să vadă și ei. Cam atât pentru astăzi, iar noi ne vedem mâine.